Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident care s-a petrecut pe DN73 la intrare în comuna Valea Mare Pravăț. Șoferul unui autoturism care se deplasa dinspre Mateiași spre Câmpul Lung a intrat în depășire pe linie continuă, iar atunci când a vrut să revină pe banda lui, a fost izbit de un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus. În urma impactului, toate cele patru persoane aflate în autovehiculul care venea dinspre Câmpul Lung au ajuns la spital, una dintre ele cu traumatisme grave. La fața locului s-au deplasat două echipaje medicale, unul smurd și unul saj, și un echipaj cu o mașină de intervenție de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung. Deci unde a schimbat direcția a fost impactul, aici? Cam acolo. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe raza localității Valea Mare Pravăț. Ne-am deplasat la locul intervenției cu auto specială de lucru cu apă și spumă și descarcerare și ambulanța smurd. Ajuns la locul intervenției am constatat că s-a produs un accident rutier între două autoturisme din care au rezultat patru victime, toate din același autoturism. Una dintre victime a fost mai grav rănită, cu politraumatisme. Toate cele patru au fost transportate la CPO Câmpul Lung de două echipaje SAJ și echipajul smurd. Echipajele de poliție sosite la fața locului au asigurat zona, circulația fiind blocată mai bine de 45 de minute. Polițiștii au demarat cercetările pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.